În această perioadă la Bratislava, în Slovacia, se desfășoară cea de-a 58-a ediție a campionatelor europene pentru cadeți și juniori la tenis de masă. Din delegația României fac parte și trei jucători legitimați la CS Pristavul Câmpulung: Alexandru Manole și Florin Spelbuș, care sunt componenții lotului de juniori, și Ștefan Tonghioiu, care face parte din echipa cadeților. La Bratislava este prezent și antrenorul de la Câmpulung, Madalin cu antrenorul echipei naționale a României de juniori. Până în prezent s-au desfășurat meciurile pentru proba pe echipe. În formula Alexandru Manole, Florin Spelbuș, Andrei Flământ, juniorii au reușit să se impună categoric în faza grupelor, dar au pierdut 2 la 3 în fața reprezentativei țării gazdă, meciul pentru intrarea pe tabloul principal în primele 16. O evoluție mult mai bună a avut selecționat cadeților. În formula Cristian Pleter, Areș și Poș și cu mușcereanul Ștefan Tonghiu rezervă, aceștia au ajuns până în semifinale unde au fost învinși de reprezentativa Italiei, scor 2 la 3, clasându-se astfel pe locul 3, obținând medalia de bronz. Și tot la Bratislava joacă în această perioadă Cristian Chirița și el legitimat la CS Pristavu Câmpulung. Component al echipei naționale de cadeți a Republicii Moldova, Cristi Chirița și colegii săi au ocupat locul 3, la fel ca și naționala țării noastre, după ce ambele echipe au pierdut în semifinale. La Bratislava au început astăzi probele de dublu, dublu mixt și simplu. În jurnalele sportive următoare vom reveni cu amănunte când vom vorbi despre evoluția sportivilor de la Câmpulung.